55 de copii proveniți din familii defavorizate din județul Constanța au primit în prag de sărbători daruri. Acțiunea socială s-a desfășurat joia aceasta în sala mare a Palatului Arhiepiscopal din Constanța, pachetele fiind oferite copiilor de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Tot ceea ce oferim celor mici care au nevoie de ajutor și familiilor sărace, Dumnezeu primește ofranda noastră și mai întâi este o bucurie pentru noi. Sfântul Apostol Pavel a avut acest cuvânt: mai fericit este a da decât a lua. Acest lucru ar trebui să-l înțeleagă fiecare creștin, pentru că atunci când oferi altuia ceva din ce e al tău, te umpli tu de mai multă bucurie și de mai mult dar. Este un câștig deosebit să faci milostenie și mai ales să faci milostenie cu cei ce au nevoie de ajutorul nostru. Activitatea se înscrie în programul social Dăruind vei dobândi al protoieriei Constanța II. Cuvântarea înalt preasfințitului, am derulat acest proiect începând cu anul 2011, luna iunie, cu ajutorul și sprijinul înalt preasfințitului și a părintelui protoiereu Mihai Jean, de la protoieria 2 Constanța, am desfășurat mai multe activități. Într-o perioadă de post, într-o perioadă deosebită, așteptăm învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Prin această activitate ne dorim decât lumina lui Hristos să vină și în sufletele copiilor acestora năpăsuiți de soartă. Protoieria Constanța II organizează astfel de acțiuni atât cu prilejul marilor prasnice, cât și cu alte ocazii.